Pac. Bună dimineața! O nouă partidă de pescuit pe lacul Tăbăcării din Mamaia. Am venit de circa 5 minute. Foarte mult brădiș, normal. Dar ca întotdeauna nu este nicio problemă, voi încerca să prind câțiva cărășei. Să văd dacă pot să vă arăt și dumneavoastră. Trage frumos, trage constant. Mi-a lăsat stricul culoase. Dau la mămăligă. După cum am văzut, am făcut-o de acasă, biucuia din București. Aici nu are decât pățoțele în cutiile. În cutii. Nu am dat niciodată la așa ceva și cauza asta viu cu mămăliga mea de acasă. Răsușcă cu pui. Uitați, foarte frumos. Uite ce frumos. Aștept să treacă, după aceea voi da la pește. E foarte bine, trage constant. O să vă arăt puțin mai târziu și linia pe care o folosesc. Trage. Ghilimele, se joacă mai mult cu ea. Foarte, foarte fin. Nu e nicio problemă. A schimbat linia. Las că dacă tot sunt cu... Barnes, copac de 10, linie principală de 12, am o prută, mai de-a vă arăt, 0,3 grame, foarte ușoară, altfel n-ai nicio șansă cu, am spus, se joacă cu ea mai mult.
Dar nu e nicio problemă. Vedem ce, ce vom în continuare. Mi-a venit un bun prieten care mi-a făcut o poezie. Hai să așa și eu de la capăt. Vine acolo. Auzi ce poți să... Gabriel din București, așa pescar rar găsești. A depopulat un ghiol, carasii plâng în amol și îl prinde pești frumoși cât cinci undițări vânjoși. Nu știu de-i vrăjitorie la lacul Tăbăcărie, dar a scos în două zile doar zorzoși la două chile. Cu așa un dițar de soi, vorbăreți foarte vioi, nu mă mai fac de rușine, prinde crap și pentru mine. Are tehnică prea mare de când soarele răsare, agață de zor și știuci, dând cu diverse năluci. Cred că pe zâna din lac a prins-o nu de un crac, dar i-a dat drumul pe loc și așa are noroc. Ce să zic, l-a fermecat, poate îl visează în pat, că e simpatic și are stil, filmând baboi subtil. Și are o mascotă cățel, îl plimbă mereu cu el, așa că e clar să știe că are baftă la plachie. Vai, și dă și o bere rece, ca orice ciudă, că orice ciudă îmi trece. Să ne trăiești mult, găbiță, faci mumeală cu halviță? Sau ce pui oare în ea? Dar ești campion să dea. Zâmbești prinzând cu toptanul, fir întins, rească-ți neamul. Apropo, cu un cârlig, scoate omule molanul și să trăiești mai tot anul și să-ți trăiască neamul. Jos Pălărea, vă mulțumesc mult de tot! Acum ar fi. Facem concurs. Îți dau 20 de carași înainte. Îți dau 20 de carași înainte. Îți facem concurs pe o bere. Tu ai, îți dau 20 de carași. Dacă te-am învins, dai bere. Dacă mă învingi, o dai tu. Ești de bere. Ești de bere. Am ajuns să-mi facă poezii, pă. Ce să mai regres? Vrei mămăligă sau tot la pâine dai? Ai mai multă de aia? Nu-ți dau că e mămăligă de aia de care... Aia care mereu mă critici. Ma, ta vrei de aia la comerț? Nu înțeleg. Da, nu vrei de aia de celebră, m-a dat mămăligă. Că... Vanilie am sesizat eu. Păi fără vanilie nu bag. Am mirosit-o, zic. Ai început să miroși și mămăligă. Asta face prăjituri, ritmul ăsta am mers tot timpul. Și atât aici, dacă n-ai luat 20 de bucăți. Da, ți le număr, ți le număr și dai bere. Ești prietenul meu, dar degeaba. Sunt rău, nu mă interesează, dai bere. Ți-am dat 20 de bucăți înainte. I-am dat 20 de bucăți. Așa, să rămână, mersi. A, să vezi. 3-4? Partea de astăzi s-a încheiat. Mă voi duce să-i dau pește. Să văd că am făcut pariu.
Să văd dacă a luat ceva. Deci, ai 20 de pești, nu, nu, îi numărăm, lasă jos, îi numărăm, că ești bandit, îi numărăm, câți ai? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hai 12 pești. Da, dar ce pești am? E, așa, hai să vedem mai departe. Uite, ai pești așa ca mine? Las că celălalt, 12. 12. Deci, 1, 2, 3, 4, dați mici, 6, 6, tați din gură, 7, 7, 8, 10, 12, ăsta 13, seamănă cu aia ca ai mei. 14, 16, 18, ai micuț, micuț. 18, 19, 19, nici pisica nu-l vede. 22, 22, 23, 26, nu mai ești tu mai rar, mă. 28, 28 cu 3, 31, 28 cu 3, 29, 31, 32, 33, 33 și cu 5, care cu 4, 37, 32, 37, 40, 40, 43, 45, 46, 47, 48 azi din gură, fac din ureche, 50, 52, hai mă, că asta e mai frumos ăla, 52, 54, 55, 55, 57, zi-mă mai 57, eu 11 tu. 12 eu, băi. 12 tu. Dar ai văzut ce mare erau. Eram sigur că trebuia să... Mamă, Doamne, ce aici. Ai câteva kilograme bune. Am, păi nu mai aveam deja un kilogram. Da, mă, nu aveam de aia, 12 mari nu eram. A? Jos pălăria. Ai văzut că am prins peste frumos, nu? Pălărie. Jos pălăria pentru... Bună mai, Gabi, am prins unul. Apezi. Jos pălăria pentru... Bătrân prieten, prieten, pentru ceea ce a făcut astăzi. Vă doresc, fiind întâi, ne vedem mâine.